La noi, ca la nimeni, situație fără precedent în comuna Ilovița din județul Mehedinți, acolo unde primarul s-a pus împotriva cetățenilor. Proiectele menite să ducă la creșterea nivelului de trai al zonei nu au fost aprobate de către acesta, fapt ce a revoltat pe cetățeni. Primar a adus băieții de la primărie și cu doi de la ajutor social și mi-a trântit o remorcă de balastoi. Eu mă întreb de asta. Cum pot să... Balastul l-am făcut eu, la strâjiță, nu până, eu l-am făcut. Așa. Cum poate o mașină să urce aici așa pe șoată rog? Neconcasat de nimic. Spuneți-mi asta, dacă orice mașină avea la poate să urce cu mașina pe șoată rog. Locuitorii din comuna Ilovița și-au pus toată încrederea în primarul pe care l-au ales să-i reprezinte, însă în practică situația este cu totul alta. Proiectele menite să ducă la creșterea nivelului de trai al zonei fiind respinse de către acesta. Dănuț Șon, consilier local PSD Ilovița, a dorit ca cetățenii din comună să aibă parte de cele mai bune condiții. Tocmai de aceea a accesat finanțare printr-un program pentru ca drumurile din comună să fie asfaltate. Primarul, în loc să susțină acest demers și să vină în sprijinul cetățenilor, a depus o contestație pentru a anula această hotărâre prin care se prevedea asfaltarea străzilor din comună. Cetățenii au fost extrem de revoltați și au cerut sprijinul consilierului Dănuț Șong pentru a găsi o soluție. Deci eu am făcut proiectul de hotărâre pentru reabilitarea drumurilor, că au fost niște ploi. Asta primăvară au fost niște ploi și s-a rupt drumurile. Calamități, nu ploi! Da. Au fost calamități, și am făcut un proiect să se repare drumurile pe calamități. Cine crezi că a fost împotrivă? Domnul primar! Deci culmea ca el trebuia să trimită la prefectură proiectul pe calamități să repare drumul, el e împotrivă. Și l-am întrebat clar, bă, de ce ești împotrivă? Și zice, păi nu de atât, băi omule, oamenii nu mai pot să mai ajungă, exact cum spuneam mai devreme, cum spuneai tu mai devreme, da. Că nu poți să mai ajungi acasă, nu poți să mai mergi. Logic. Pentru că vedeți asta, acum când plouă, domnule, nu mai plouă cum plouă odată, pe timpul bunicilor, dădea o ploaie, era bine, eu e ok. Acum când plouă 3 litri pe metru pătrat și rupe tot și dărâmă tot. Ce nu-i pe asfalt, rupe tot, dragii mei. Dar eu am înțeles că există un proiect de hotărâri al Consiliului Local care s-a aprobat asfaltarea drumurilor din Moisești. A contestat proiectul ăsta de hotărâre, adică nu de proiectul, asta e hotărârea, că a fost emisă hotărâre, da, a fost de Consiliul Local, votată în Consiliul Local și a contestat această hotărâre la instituția prefectului. Deci în loc să venim în sprijinul locuitorilor pisatul, da. Bana, Ilovița și Moisești, noi punem piedici. Punem piedici, frate, și trebuie să anulăm hotărârea, că nu e bine. Și știi de ce am făcut proiectul ăsta? Am făcut proiectul pentru că era sesiune deschisă prin AFIR, proiectul european care erau finanțat în integralitatea lui. Deci nu ne trebuia decât studiul de fezabilitate, care este făcut de acum 4 ani, studiul ăsta de fezabilitate, nu ne costa nimic, n-a vrut nici măcar să încerce. Ne flutura niște hârtii pe acolo, că să vedeți că noi nu întunim punctajul. Cireșul și toate comunele au depus proiectele și au câștigat. Uite, au mers. Scuze să găsesc tot timpul, dar fapte nimic. Uite-ți investițiile. Că ăsta neconcasat, nu are rost, nu te-ai bătut joc de om. Când va ploua, nu mai mișcă. Da, dar acum iar vrea să facă înainte de alegeri, iar să arunce niște baloase. De fapt, nimeni nu-i baloase, e mamut pământ. Asta-i pământ, el are acolo. Și ăsta la prima ploaie, el spără apa și... În situația asta, dumneavoastră, ești un băiat mai deștept ca mea facultatea o chestie. Dacă nu ai rigolă, toată apa de pe coastă vine și se duce în drum și pe mijlocul drumului se face o borugă, se duce în aiba la râu. Mai ales la clinația asta. E normal că e tot școala. Dacă avem cale de acces și drum pe care să se poată merge cu autoturismul, o ducem ca în bazme. Dar dacă drumul ăsta l-a făcut de mântuială, cum l-a făcut în 2018, în loc să-l paveze, să facă fundații la drum, să facă rigole, a adus niște piatre de la Boldovin, care a plantat-o acolo, a călcat-o și uitați în ce hal mai mergem într-o zonă unde e rupt de acolo, nu mai poate mașina, nici cu tractorul aproape nu se mai poate urca în sus.
și asta ne frământă pe noi drumurile. Dacă în mod normal primarul unei unități administrativ-teritoriale este un om gospodar, un om al comunității care își dorește tot ceea ce este mai bun pentru locuitorii comunei pe care o reprezintă, nu este însă și cazul primarului comunei Ilovița, Ștefan Pătășanu, care s-a pus împotriva cetățenilor și a proiectelor menite să ducă la creșterea nivelului de trai al zonei, afirmând, după spusele cetățenilor, faptul că zona este la pierzanie și că din acest motiv nu se mai fac investiții. Problema este în felul următor. Domnul primar, fost primarul care îl avem în momentul de față, domnul Fănică Pătășanu, spune așa: domne, nu merită să mai investim în satul acesta, deoarece satul ăsta e pepeire. Apoi noi, ca cetățeni, întrebăm în felul următor: de ce este pepeire dacă avem 7 case cumpărate în momentul de față de oameni care au venit aici și își doresc liniște, își doresc să devină familii și concetățeni ai noștri? Sunt două familii de aici, de care una are o problemă mare. Una cu locul de acces, al doilea lucru cu faptul că se află în dunga drumului și nu se află în vata satului. O altă situație neplăcută pe care oamenii o subliniază este cea referitoare la copiii din satul Moisești, care, pentru că primarul nu a pus la dispoziție transportul copiilor până în Ilovița, aceștia sunt nevoiți să studieze în comuna Cireșu. Avem 6 copii la școală, de la comuna Ilovița, de la Bahna, 3 km, s-au pus în 3 km jumate până jos. Nu s-a putut pune microbus, că nu are motorină sau șofer, nu știu ce nu are. Șofer are, dar probabil nu are timp. Sau chef de treabă. Vine de la comuna Cireșu, de la 8 km, deci pleacă dimineața, vine microbusul aici la 7. La ora 12 vine înapoi cu grădinarii noștri, se întoarce la comuna Cireșu, la ora 2 pleacă cu alți copii, de unde există bani de motorină pentru 4 drumuri, duș întors Negrușa, Moisești, Cireșu, de unde? Nu înțeleg de unde sunt bani și pentru 3 km la noi aici nu s-a putut. Să înțelegem, copiii... Copiii noștri sunt duși în altă comună. În altă comună. Exact. Nu sunt la noi în comună. Da, ne-a luat altă comună. Mai aproape Cireșu decât... Da, e mai aproape decât Ilovița cu 8 km. De mai aproape. Deci noi avem până la Bahna 3 km jumate și până la Cireșu avem 7. Deci cred că e mai aproape, cum mă gândesc, nu știu. În ghilimele, da. În ghilimele, în ghilimele. Și cu drumurile, și nu mai vorbesc cu apă sau cu ce mai e nevoie ca fiecare cetățean. Consilierul PSD Ilovița, Dănuș Șonc, a venit în sprijinul cetățenilor deoarece își dorește ca această comunitate să fie la standarde europene, cu drumuri asfaltate, iar copiii să fie puși pe primul plan, educația fiind primordială. Astăzi am fost în mijlocul oamenilor din satul Moisești, deci mi-au solicitat să merg în mijlocul lor și să discut despre proiectul meu inițiat în septembrie anul trecut, referitor la asfaltarea străzilor sătești din comuna Ilovița. Erau prevăzute toate străzile a fi asfaltate în satul Moisești, 4 străzi în satul Bahna și 3 străzi în satul Ilovița. Oamenii au aflat vestea cea mare prin care i-am și arătat, adică primăria comunei Ilovița, în loc să vină în sprijinul lor, cetățenilor, au depus o contestație pentru a anula această hotărâre prin care se prevedea asfaltarea străzilor din comuna noastră. Foarte revoltați, din cauza asta mi-au și cerut sprijinul și mi-au zis: veniți neapărat să discutăm, pentru că nu ni se pare normal ca un primar care ar trebui să vină în sprijinul lor să se opună acestor idei și promovări. E drept din partea altcuiva, nu al primăriei. Ați văzut și dumneavoastră, ați luat și câteva interviuri de acolo, de la Săteni. Mai sunt și alte doleanțe, mai sunt alte supărări. Sunt supărări referitoare la copiii care au fost abandonați din satul Moisești. Sunt 6 copii acum. Inițial au fost mai puțin, într-adevăr 4. Acum sunt 6 copii pentru că au mai venit familii și s-au mutat și au cumpărat case locuibile în satul Moisești. Au fost abandonați acești copii de către autorități. Deci, efectiv, nu ni s-a trimis, exact cum v-au spus și cetățenii de acolo, nu ni s-a trimis microbuzul școlar spre a veni la școala din satul Bahna. Li s-a interzis și dreptul la educație, cinstit vorbind. Cetățenii susțin că nu își mai doresc să-l voteze pe actualul primar, deoarece comuna nu are niciun viitor pe mâinile acestuia, iar doleanțele lor nu sunt niciodată ascultate. Nu l-am mai votat, mi-am dat seama că nu merită. Eu pentru viitorul copiilor, pentru al meu, am 60 de ani până la gata după mine potop cu masela.
Am și eu copii și aș vrea să mai vină să țină, măcar să curiță tufile din grădină, să-și pună și un morcov, un castravetru, un cercă. Toată lumea fuge acum că nu mâncăm natural. Noi avem posibilitatea să mâncăm natural. Dar nu vrem. De ce? Pentru domnul primar nu vrem. Haideți să facem ceva mână la mână, tot să facem ceva. Eu zic, nu-s mai tare în gură eu ca voi sau ca alții, dar trebuie făcut ceva, dacă vreți să înțelegi, dacă nu, dragii mei. De atâta timp primarii, reprezentanții noștri aleși s-au erijat în stăpânii noștri. Zona a fost dată uitării. Unele drumuri sunt impracticabile, mai ales atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile. Aceștia își pun toate speranțele în oamenii de bine care vor ca această comună să prospere.